Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Alegerile locale din 1990 încoace, o comună mică, cred că 2000 de locuitori, ceva de genul ăsta, a pierdut. Erau intervievați localnici. De ce nu l-ați mai votat? Păi, domnule, n-a mai făcut nimic. N-a făcut nimic. Înțelegi? Adică după 34 de ani s-au prins că ăla n-a făcut nimic. Au așteptat 34 de ani. Dar ce-o fi în sufletul lui? Ce-o face el azi? Este foarte dezamăgit de cel care a câștigat alegerile. A zis că nu. Dar unii spun, n-avem apă, n-avem asfalt, n-avem... Răbdători, fără nicio discuție. 34 de ani votezi același primar? Sau, mai bine zis, 30 de ani votezi același primar și în sfârșit zici, domnule, i-am dat 20 de șanse, câte să-i mai dăm? Păi da, dar uite că până la urmă s-au trezit, cred că ei sunt primii care fac pasul în direcția asta. Da. În rest, la nivel național, se votează PSD tot de vreo 34 de ani. Da. PNL tot în zona aia de pe atunci. Cum ți-a zis, celul, alternativa nu e foarte... viabilă. Sunt și cazuri foarte nasoale în comuna Târcău din Neamț. Primarul a fost reales chiar dacă el este în arest. E arestat pentru luare de mită. Procurorii susțin că au probe că a luat mită în mod repetat de la un om de afaceri local. De? Nu contează, încă nu s-a pronunțat instanța, spun oamenii, sunt declarații, deci până nu se pronunță e nevinovat. Prezumția de nevinovăție e foarte puternică. Cumva e la sigur acolo. Și de ce? Pentru că el poate conduce din... dacă e arestat din arest, da. Și dar nu mai poate primi mită. Că nu mai ajunge omul de afaceri la el. Eu zic că ajunge, dacă se străduiește. Un caz similar și în comuna Bălțești, din Prahova, unde alegătorii i-au reînnoit mandatul unui primarului, deși acesta a fost arestat preventiv și este cercetat penal sub acuzația că a dat contracte din banii primăriei firmelor familiei sale. Și a încasat apoi și parandărături frumoșele. E vorba de milioane de lei și aici prezumția de nevinovăție a fost de neclintit. Oamenii au dat votul. Hotărâți. Asta e. Cazul cel mai șocant mi se pare că este totuși în comuna Șuțești din Brăila, unde primarul, pe care îl cheamă Costică Dobre, este condamnat definitiv pentru proxenetism. El a fost reales sau un fanfar cu peste 60% din voturi. Aici nu există nicio explicație. Da. Deci domnul Costică Dobre, membru PSD, a fost condamnat definitiv în 2018 pentru proxenetism și aderare la grup infracțional organizat. A fost găsit vinovat pentru că alături de fratele și cumnata lui a racolat fete din România pe care această rețea le-a obligat să se prostitueze în Spania și Grecia. Deci frica e singura explicație atunci. Curtea de apel Galați nu e interzisă și candideze. Pentru că, de ce nu? Adică, corect. De ce am interzice unui proxenet condamnat, conducător de grup infracțional organizat împreună cu familia, să candideze, să dețină o funcție publică? De ce ar putea trece prin mintea unui judecător că ar fi vreo decizie de luat? Deci, curtea nu i-a interzis să candideze, așa că domnul Dobre, proaspăt condamnat pentru proxenetism, a candidat și s-a ales în 2020. Iar acum s-a reales. Pentru că probabil s-a potolit sau comunitatea apreciat că a racolat din alte comune, n-a racolat local. Sau poate că infractorii de obicei se feresc să comită fapte pe teritoriul propriu sau în proximitate. Poate comunitatea s-a gândit că domnul, cum îl cheamă pe el, Dobre, a oferit locuri de muncă unor fete sau care așa, altfel n-au șanse în viață. Poate a avut în campanie electorală prostituate care îi mulțumeau. Domnule, ne-am făcut un trai extraordinar, suntem aici în Spania, mergem ca în filme. Mi se par șocante și explicațiile date de domnul Marcel Ciolacu, președinte PSD, pentru faptul că partidul pe care îl conduce susține un infractor dovedit pentru o funcție publică. Domnul acesta, proxenet, că e proxenet, băi, e condamnat pentru proxenetism, da. E condamnat definitiv, nu ne mai jucăm. Deci e infractor. Este infractor. Și domnul Ciolacu ce a zis? E unul de-al noștri. Adică nu să zicem că a făcut o infracțiune financiară, ceva, o evaziune fiscală, nu știu, băi, proxenet, înțelegeți? A candidat din partea PSD și pe domnul Ciolacu l-au întrebat ziariștii, dar cum este că susțineți un proxenet, bă, băiatule? Cum o vedeți? Dar cum o vedeți? Și dânsul a spus, citez, oamenii au întotdeauna dreptate. După care a continuat. Românii au întotdeauna dreptate. Îți crapă capul. Deci sunt oamenii pe de-o parte, dar mai presus de oameni sunt românii. În discursurile găunoase, populiste, demagogice ale unui prim-ministru român politician. Deci oamenii, dar românii, deci și oamenii au dreptate. Bă, dar românii nu se pune problema.
Românii au întotdeauna dreptate, după care a continuat. Ei hotărăsc cine este cel mai bun gospodar din urbea lor. Nu eu hotărăsc acest lucru. Da, dacă l-a dus în Spania, Italia, poți considera, apropo de gospodar, că a făcut curat. Da. Da, bun. Sigur, nu el hotărăște cine este cel mai bun gospodar, dar el, ca șef de partid, poate hotărâ cu cine se adună, că cine se aseamănă, se adună, așa spune. Adică, poate că unul este preferat de niște... Există interlopi simpatizați pe undeva prin țara asta, de comunitățile din care fac ei parte. Asta nu înseamnă că trebuie să te împrietenești cu ei. Nu înseamnă că trebuie să-i primești la tine în casă, în casa politică, spun. Adică, da, da. Ok, sunt niște oameni care au anumite opțiuni, dar nu înseamnă că trebuie să fii alături de ei în orice fel de condiții. Adică... Poate vin în casă și nu vin cu mâna goală. Te gândi la asta? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.